Salutare, prieten! Toată lumea se plânge la Cluj de lipsa forței de muncă. Unii spun că există, dar că lipsește cu desăvârșire, ca să cităm din clasici. Totuși, companiile continuă să vină la Cluj. De ce? Pur și simplu pentru că avem aici câțiva magneți, printre care se numără universitățile. Babeș-Bolyai este cea mai mare, cea mai veche și cea mai importantă universitate din România, dacă este să ne luăm după clasamentele internaționale. Iar în interiorul acestei universități, cea mai mare facultate este Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Acesta este motivul pentru care l-am invitat astăzi pe decanul acestei facultăți. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație! Avem această problemă, cum o rezolvăm? O rezolvăm destul de ușor. Încercăm să pregătim tinerii cât mai bine pentru piața muncii și încercăm să-i ajutăm, să-i coordonăm, ca să spunem așa, să fim foarte aproape de ei, astfel încât să-și găsească fiecare dintre ei la absolvire cel mai bun job pentru care ei s-au pregătit. Chiar ce fel de joburi pot să aibă absolvenții de științe economice și gestiunea afacerilor? Grație politicii pe care am dus-o în ultimii 5, 6, 7, 8 ani de zile, ca să spunem așa, în cadrul facultății noastre, am creat un mediu de educație, spun eu, foarte bun pentru studenții noștri, astfel încât orice absolvent să poată să se angajeze într-o companie, de preferință în domeniul în care el termină pregătirea academică. Noi avem în cadrul facultății noastre absolvenți care lucrează în companii multinaționale, studenți care lucrează în companii mici și mijlocii și mai nou încercăm să observăm câți dintre studenții noștri lucrează sau își dezvoltă o proprie afacere. Avem de-a face cu startup-uri sau cu inițiative de antreprenoriat care devin un succes. Și întotdeauna noi, ca și facultate, am stat aproape de studenții noștri și am încercat să-i sprijinim atât cât s-a putut până în prezent. Există și perspectiva înființării unor structuri de tip incubator de afaceri sau parteneriate cu incubatoare de afaceri, cu acceleratoare? Ne-am dorit foarte tare să facem acest lucru și în perioada următoare vom avea în vedere dezvoltarea de astfel de parteneriate, mai ales în principal cu principalii noștri parteneri, ca să spunem așa, din mediul de afaceri, și încercăm astfel încât să oferim studenților posibilitatea de a fi mult mai aproape de mediul de afaceri. Ne gândeam în următoarea perioadă să încercăm să dezvoltăm o structură, ca să spunem așa, de genul accelerator de afaceri, în care studenții facultății noastre, împreună cu studenți din alte facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, să poată să lucreze împreună pentru a oferi un produs pe piață. Spre exemplu, dacă colegii de la sau studenții de la informatică economică creează o aplicație nouă, colegii de la finanță și de la contabilitate să îi ajute să-și facă planul de afaceri, să-și facă un buget, să-și facă o perspectivă a propriei afaceri, astfel încât să ajungem ca ideile studenților să fie transferate în mediul de afaceri și să devină cât mai repede o realitate a mediului economic. Dacă vorbim de studenții care se angajează în multinaționale, ce fel de posturi ocupă ei? Acum depinde de multinațională, de fiecare companie multinațională în parte, de politica pe care o are. Cei mai buni studenți se angajează direct în poziții de creație, în poziții în care ei pot să-și pună în valoare toată pregătirea de care au beneficiat pe parcursul studiilor. O parte din ei încep în cadrul companiilor multinaționale de la nivelul cel mai jos și avansează în funcție de opțiunea pe care o au, de plăcerea pe care o au în compania respectivă și de cât de pregătiți sunt ei pentru acea companie. Plecând de la ideea că studenții, chiar dacă absolvenții noștri, chiar dacă merg și se angajează, ei trebuie să continue pregătirea pe care o fac, pentru că atunci devin mai buni și pot să avanseze în cadrul companiilor. Inclusiv la locul de muncă sau în masterate la SEGA? Noi recomandăm în cadrul masteratelor să-și dezvolte abilitățile, cunoștințele și toată pregătirea lor, dar dacă în același timp și dețin o anumită poziție în companie, este ceva perfect, pentru că atunci pot să îmbine experiența practică cu ceea ce se pregătește la școală, ceea ce se învață în facultate, astfel încât să existe un proces dinamic de pregătire a lor. Iar după 5 ani de zile de studii, un absolvent de economice de la Cluj să facă față cu brio în compania în care lucrează. Ca să glumim puțin, câți bani pot să câștige absolvenții de FSEGA, luând, să spun așa, să luăm ca plafon inferior
salariul directorului de marketing de la Gogoșăria la Gogu și ca plafon superior salariul contabilului mafiei, ca să glumesc. Plafonele de salari de venit de câștig în cadrul unei companii pentru un absolvent de economice pleacă de undeva în jurul cifrei de 2000 de lei și poate să meargă până la câteva mii de lei, ajungând la 1000 de euro, 1000 și ceva de euro, depinde de specializare. Spre exemplu, absolvenții noștri de la informatică economică, poate că la început au un venit, să spunem, de 700-800 de euro la intrarea în companie, dar într-un interval scurt de la absolvire, în care, spre exemplu, pot să facă să urmeze un program de masterat, pot să depășească ușor 1200-1300 de euro. Ce fac acești absolvenți de informatică economică? Aici e o secție care atrage foarte mulți candidați. Practic la noi pregătirea studenților de la programele de studiu de informatică economică este una diversă. Are la început pentru primele trei semestre o pregătire economică, profund orientată pentru partea economică și apoi mergem în celelalte trei semestre când pregătirea lor se face în sfera informaticii economice. Și practic pregătiți IT-și care să-și facă propriile lor startup-uri sau antreprenori cu competențe tehnologice? Pot să meargă și într-o parte și în alta. Diferența este că un absolvent de informatică economică de la facultatea noastră, dincolo de partea de programare, de utilizarea bazelor de date, de gestiunea lor, de creare de aplicații sau software, are și posibilitatea să vadă perspectiva economică. Practic să meargă un pic mai departe de produsul creat, astfel încât să vadă aplicarea lui efectivă în mediul socioeconomic. Tocmai ați semnat în urmă cu câteva zile un parteneriat cu MOL România, dar aveți și alte parteneriate cu alte companii. Correct. Sunt multe companii care încearcă să recruteze studenți încă de pe băncile facultății? Sunt companii foarte, foarte multe. Noi am încercat urmă cu aproximativ 4 ani de zile, 3-4 ani de zile, să schimbăm un pic perspectiva și modul în care noi ne desfășurăm activitățile și parteneriatul cu mediul de afaceri, astfel încât să aducem companiile mult mai aproape de facultate. Și am schimbat un pic, dacă putem să spunem așa, filozofia de abordare a relației cu mediul de afaceri. Și am plecat de la o premisă absolut simplă, în sensul că într orice parteneriat suntem două părți, în cazul nostru facultatea și respectiv compania, suntem parteneri și lucrăm împreună pentru ca să ne fie bine și facultății și companiei. Și atunci am încercat să ne apropiem de companii, să discutăm cu ei, să le explicăm ceea ce putem noi să facem pentru ei și plecând, sau dacă vreți, punând întrebarea foarte simplă, ce putem face noi pentru companie. Și apoi, după ce noi ajutăm compania și contribuim la dezvoltarea companiei, apoi, atunci când noi avem proiecte, putem să le spunem partenerilor noștri, uite, avem proiectele astea, dacă sunteți interesați de proiecte și vreți să fiți parteneri și în aceste proiecte punctuale, noi suntem aici și vă așteptăm cu drag. Practic, cele mai mari bănci din România și cele mai mari bănci din companii dincolo de bănci, companii din mediul economic sunt alături de facultatea noastră, sunt prezente în facultatea noastră și sub o formă sau alta ele sunt foarte bine cunoscute în memoria studenților noștri. Care ajung de pe băncile facultății în băncile de pe strada Balițiu. Da, așa este. Și dincolo de acest lucru, am măsurat din partea mediului de afaceri o deschidere fantastică. Dacă noi am întins o mână, ei au venit cu mult mai multe către facultate. O deschidere fantastică pentru că au dat curs unor idei sau proiecte pe care noi am văzut că se întâmplă în mediul universitar din străinătate, în vestul Europei, în Statele Unite. Am încercat să le implementăm și aici, acasă, la noi și au dat curs la astfel de lucruri. Și ar vrea să subliniez două aspecte. Odată, sau două exemple, ca să spunem așa. Odată avem cadre didactice angajate în cadrul facultății noastre care desfășoară activități de cercetare și didactice, dar a căror salar este suportat din contribuția partenerului din mediul de afaceri. Și tot într-un astfel de parteneriat
practic studenții desfășoară activitățile didactice efective atât în campusul Fusega cât și în campusul companiei respective. Iar un alt exemplu extrem de important este un parteneriat de dezvoltare a unei companii de distribuție care are nevoie de expertiza cadrelor didactice. Să spunem numele, n-avem niciun fel de CNA, deci putem să spunem. Atunci e perfect. În primul caz se referă la Entity Data și al doilea la Kaufland România, care apelează la expertiza cadrelor didactice și a studenților pentru dezvoltarea propriilor afaceri, pentru dezvoltarea imaginii pe care o au sau brandului pe care l-are compania. Și noi suntem foarte, foarte încântați de astfel de parteneriate. Dacă ar fi să facem așa un inventar scurt al unor parteneriate importante, fără să facem lista completă, care ar fi companiile care s-au implicat? Eu știu de MOL România, de Deloitte, acum am vorbit de Entity Data, de Kaufland, Bitdefender, am văzut că de asemenea... Noi avem, sunt foarte multe companii, noi practic avem peste 130 de parteneriate cu diverse companii de diverse dimensiuni din Cluj și din zona Transilvaniei. Scuze, 130 de parteneriate la câți absolvenți? La 8700 de absolvenți. Da. Este loc suficient, pot să vină mult mai mulți, dar ce ne interesează pe noi sunt principalii parteneri ai facultății noastre care, dacă o luăm după istoric și după modul în care partenerii s-au implicat în cadrul facultății noastre, am putea spune că este vorba despre Entity Data și despre Kaufland România, despre Banca Transilvania, Banca Comercială Română, a fost Uber-ul, a fost și este în continuare și Uber, este și Emerson. Practic sunt principalii noștri parteneri. Noi chiar am făcut la un moment dat un studiu în rândul studenților noștri, o investigație, astfel încât să vedem care este percepția lor în relația cu principalii noștri parteneri din mediul de afaceri. Acum s-a adăugat foarte tare și MOL România, o să repetăm acest exercițiu. Pentru acești parteneri studiul acesta a fost o chestie de excepție, pentru că le-a pus în vedere cam cum sunt ei văzuți și percepuți în cadrul comunității noastre academice de către studenți ca viitor potențial angajați ai lor. Și a fost foarte plăcut impresionat de acel studiu. Dacă vorbim despre studenții care încearcă să-și deschidă propriul lor business, ei sunt suficient de pregătiți pentru a se lua, pentru a da piept cu realitatea? Știu cam câte dosare cu șinele trebuie ca să-și înregistreze o firmă și cât de complicată e birocrația? Noi încercăm să-i pregătim și să le oferim tot bagajul de cunoștințe și de competențe de care au nevoie pentru ca să poată să aibă succes în mediul de afaceri. Spre exemplu, avem două modele de afaceri proprii ale studenților noștri, de distribuție și vânzare de cafea, care sunt absolvenți ai facultății noastre și desfășoară activitatea în Cluj, în zona Clujului, dar au puncte de lucru de dezvoltare afaceri în cadrul facultății noastre. Am văzut Captain Bean, nu? Da, acum este Captain Bean. Da, o să vedeți în curând o emisiune pe Via Cluj despre Captain Bean. Și în cazul faină. Acesta e foarte interesant pentru că această afacere care e de succes aparține integral unui student al facultății noastre, absolvent al facultății noastre. Și cafeaua e bună, pot să spun aici, da. Am cafea făcută tot de Captain Bean, putem să-i facem reclamă. Da. Și mă bucur foarte tare că noi ca și facultate am putut să fim alături, să sprijinim atunci când a fost nevoie și că de fapt propria lui idee, propria lui inițiativă a devenit o afacere de succes și o desfășoară în cadrul facultății noastre, dincolo inclusiv de partea... Fizic, inclusiv fizic. Cei care merg acolo și au cheltuit, da, cafea bună, pot să-și iau cafea. Și dincolo de acest lucru, este dincolo de partea de business, ca să spunem așa, acestui mod de distribuire de cafea, afacerea sau modelul de afacere Captain Bean este un exemplu pentru studenții noștri. Adică oricând putem să spunem, dacă aveți inițiativă, dacă învățați, dacă vă pregătiți, dacă vă dezvoltați competențe, atunci când terminați facultatea, puteți să faceți o afacere. Dacă nu credeți, puteți să vedeți la intrare o afacere de succes. Dincolo de cafea bună, să vorbim și despre noile tehnologii, că nu scăpăm de ele. Iată, da, avem aici un exemplu chiar pe masa de emisiune. Știu că practic echipa FSEGA mizează foarte tare pe noile tehnologii, aveți în plan și un studio de producție video. Corect. Și multe asemenea lucruri. Noi ne-am propus în cadrul comunității noastre academice să deschidem facultatea pentru studenți, pentru societate foarte tare.
M-am bucurat foarte, foarte mult că am văzut că această idee este realizabilă, va avea tot suportul din partea la ceea ce urmează în managementul Universității Babeș-Bolyai și mă bucur foarte tare că putem să facem acest lucru. Vrem să deschidem facultatea către studenți, către cadre didactice și către comunitate, către societate. Ați avut chiar o conferință de presă zilele trecute cu prorectorul Daniel David, care, mă rog, acum candidează și pentru postul de rector, care vorbea inclusiv despre faptul că facultățile trebuie să rămână deschise și după ora 8 seara. După ora 8 seara. Noi am avut o idee, apropo de parteneriatul cu MOD România, ideea pe care am avut-o în cadrul echipei de conducere a facultății noastre a fost ca să transformăm, practic, facultatea în... Ideea inițială era în timpul sesiunii, să o transformăm într-o mare sală de lectură. Să facem astfel încât studenții să rămână în Cluj, să poată să învețe, să știe foarte clar ca unde învăța în sesiune. E greu să înveți în cămin unde mai ai colegi de cameră și așa mai departe. E greu și la Biblioteca Națională, că am văzut că se fac petreceri de revelion acolo. Corect. Și practic să deschidem facultatea. Și atunci am avut ideea de a dezvolta niște puncte de studiu în cadrul facultății, de a avea o zonă de relaxare și de studiu în echipă pentru studenți, de a fi mult mai atractiv pentru studenți. Deci, practic, mediul fizic al facultății noastre să fie mult mai deschis către ei. Am primit sprijin din partea MOR România să realizăm aceste obiective și le vom realiza. În cadrul unui alt proiect câștigat la nivelul Universității Babeș-Bolyai, în facultatea noastră se va dezvolta un spațiu special dedicat studenților pentru ca ei să poată să lucreze în echipă și să dezvolte proiectele. Sunt trei facultăți implicate în acest proiect, vor beneficia de astfel de spații. Noi, la nivelul facultății, am ales să dezvoltăm un studio video complet cu tot ceea ce trebuie. Faceți concurență. Nu mai este până acolo. Dar un studio video în care practic un student, dacă are de făcut un proiect, spre exemplu la marketing sau la management, inclusiv poate la statistică sau la informatică, să poată să meargă acolo și să rămână în acel spațiu în care să gândească proiectul lui educațional de la un punct de pornire până la final. Astfel încât produsul final, spre exemplu, să fie un material video în care el pune tot ceea ce a învățat la școală, toată expertiza pe care o are, se poate lucra în echipă și ne vom bucura de rezultatele pe care studenții le vor avea din exploatarea acestui spațiu de învățare. În afară de ceea ce deja au aflat cei care ne urmăresc, care sunt celelalte proiecte prioritare pentru anul 2020? Anul 2020 este un an special pentru facultatea noastră, pentru că vom celebra împreună centenarul, dacă vrem, studiilor economice superioare în limba română la Cluj. În 1920 a luat ființă la Cluj Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Practic a fost o primă instituție de învățământ economic superior în limba română. Vom celebra împreună aceste lucruri și profitând de acest an de sărbătoare, ca să spunem așa, vrem să dezvoltăm mai multe proiecte în cadrul facultății. O parte din ele se referă la spațiul fizic al facultății, altul la nivelul de pregătire sau la modul în care se face pregătirea în cazul facultății noastre. Dacă luăm partea de spațiu fizic, vrem să extindem biblioteca facultății, vrem să adăugăm o zonă de relaxare, de un fel de reading area pentru studenți, tot în parteneriat cu mediul de afaceri, în holul principal la intrarea în facultate. Mai avem de asemenea o inițiativă care mi-e place foarte, foarte mult. Sper să reușim să găsim finanțare pentru ea și să putem să o realizăm. La începutul Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, unul dintre rectorii Academiei a înființat pentru prima dată în România și la Cluj Muzeul Mărfurilor din România. Ne gândim și lucrăm la acest proiect de a crea un spațiu expozițional colaborativ în cadrul facultății noastre, care se poartă o astfel de denumire generică, Muzeul Mărfurilor din România. Este în fază de proiect, apoi trebuie să găsim finanțare și sperăm să reușim să o facem. În parteneriat cu principalele companii care sunt alături de facultatea noastră, vom dota și alte spații, săli de curs, săli de seminar. Ne propunem să trecem în integralitatea activității noastre cu partea de suport pentru activitatea educațională a studenților în mediul virtual, astfel încât studenții pentru toate disciplinele, fie că sunt obligatorii, fie că sunt
discipline opționale sau facultative, să aibă tot suportul necesar învățării, pregătirii în spațiul virtual, într-o platformă de lucru a facultății noastre. Dacă mergem în partea cealaltă de pregătirea studenților și de tot ceea ce înseamnă pregătirea lor, avem două dimensiuni, partea care se referă cu prioritate la cadre didactice și partea care se referă la studenți. Pentru studenți sunt două aspecte pe care noi le vizăm foarte, foarte tare. Odată, nivelul de pregătire a lor să crească din ce în ce mai mult, astfel încât ei să aibă competențe tot mai bune și specifice noilor provocări pentru joburi. Pe de altă parte, există o dimensiune pe care dorim să o adăugăm și mai tare studiilor pe care noi le oferim studenților, și anume partea de dezvoltare a unei gândiri critice, a unei gândiri creative. Partea asta de gândire creativă, de gândire critică, este ceva care în viitorul apropiat, foarte apropiat, este imperios necesar ca un absolvent să o aibă. Noi, în cadrul facultății noastre, la începutul acestui mandat de administrare, am introdus un concept, poate că nu nou, dar pentru noi era nou, un concept de traiectorie de pregătire specifică, astfel încât un student, prin întregului curriculum pe care îl are, să poată să se pregătească în domeniul în care activează, spre exemplu în domeniul contabilității, în domeniul finanțelor, în domeniul statisticii sau informaticii economice, dar alternativ prin disciplinele obligatorii și opționale, el să poată să urmeze o a doua traiectorie de pregătire. Dacă vrea o pregătire avansată în domeniul în care el activează, pe exemplu al contabilității, sau într-un alt domeniu conex care nu este foarte apropiat de domeniul lui de bază. Iar succesiunea disciplinelor pe care el le urmează să fie o succesiune logică, astfel încât la sfârșitul celor 3 ani de studiu, ei să aibă o astfel de pregătire suplimentară. Adică să nu aibă doar o diplomă, ci să aibă și competențele necesare. Corect. Spre exemplu, s-ar putea să fie un student care studiază, spre exemplu, la statistică, va deveni foarte bun statistician și tot ce înseamnă gestiune de date, prelucrare de date și informații statistice, dar alternativ vrea să știe și tot ceea ce e legat de contabilitate. Și am oferit prin planurile de învățământ acest aspect. Acum trebuie să mergem un pic mai mult, mai departe, și să dezvoltăm latura creativă a studenților. Ce este interesant este că această inițiativă de dezvoltare a unei laturi creative de nivel ridicat exista în tot ceea ce înseamnă curriculum sau plan de învățământ, mai simplu spus, la nivelul Academiei din alte studii comerciale și industriale în perioada 1920-1948. Întoarcere la de pe vremea regiului Ferdinand. E fantastic ce pregătire aveau studenții acolo, adică viziunea care era cu privire la pregătirea studenților. Și astea sunt lucrurile pe care noi va trebui să le facem către studenți, îi pregătim din ce în ce mai bine și să le dezvoltăm competențe noi. Iar în ceea ce privesc în ceea ce privește partea didactică legată de cadrele didactice din cadrul facultății noastre, noi am aprobat în cadrul Consiliului Facultății două proiecte, două, dacă vreți, mecanisme prin care colegii mei pot să-și desfășoare activitatea, pot să fie stimulați să-și desfășoare activitatea foarte, foarte bine și un fel de mecanisme suport pentru dezvoltarea în continuare a propriei activități, dar într-un mod, ca să spunem așa, într-un mod autonom, într-un mod în care fiecare stabilește ce dorește să facă și cum utilizează beneficiile pe care le obține. Cele două mecanisme le-am denumit generic buget individual și catedra individuală. Conceptul de catedra individuală se referă, este cu prioritate orientat către partea de cercetare și de organizare și stimulare a activității de cercetare, iar partea cu bugetul individual este orientată către toate cadrele didactice pentru toată activitatea pe care o desfășoară în cadrul activității noastre. Filozofia este simplă, nu avem nevoie de elemente complexe sau de filozofii complexe, lucrurile simple și implementate așa cum trebuie duc la succes. Catedra individuală este un proiect, un mecanism prin care să favorizăm, să sprijinim și să dezvoltăm grupurile de cercetare. Dacă un coleg din cadrul unui departament are o activitate de cercetare pe un anumit domeniu îngust, specific, foarte bună, poate să adune în jurul lui alți colegi, inclusiv doctoranți sau parteneri sau colegi din afara României, din alte universități, să formeze un grup de cercetare pe care noi l-am denumit
catedra individuală. Iar noi, ca și facultate, ne-am angajat că vom sprijini anual cu un buget de cel puțin 10.000 de euro fiecare grup de cercetare care se creează. Evident, au și niște obligații de performanță de realizat. Dar, practic, e decizia lor cum se organizează și încotro își orientează cercetarea. Dar revenim la vechea zică, la buget, de ce există. Da. Mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.